și în felul ăsta putem să dezvoltăm portul și dezvoltăm orașul, pentru că este absolut anormal portul ăsta, parcă undeva, nu știu, la Botoșani sau la Satu Mare, în Constanța. Normal ca oamenii din Constanța să aibă și ei un cuvânt de spus și o participare, la fel și guvernul și la fel capitalul privat și un beneficiu. E absolut logic. Am dat, domnul Șov a dat drumul la procedură. De altfel, eu stabilisem acest lucru și cu doamna ministru. Opa! Asta e pentru Radu Mazăre, nu? Deci, discutați și cu doamna ministru Mănescu, dar n-am mai reușit să dăm drum atunci la proceduri și a dat drumul domnul Șova. Și eu am foarte mare încredere că autoritatea locală, alături de privații care investesc și de guvern, vor avea mai multă minte și vor dezvolta portul mult mai bine decât l-a dezvoltat guvernul în 20 de ani, adică, de fapt, cum nu l-a dezvoltat guvernul oricare a fost acela în 20 de ani. Mulțumesc mult, ne vedem la Tulcea, la revedere! Victor Ponta, doamnelor și domnilor, a participat la inaugurarea pasarelei pietonale de la Mamaia. Scurte declarații acolo. Cu aceste declarații punem punct știrilor orei 12.